Sute de oameni s-au adunat astăzi în inima capitalei pentru a sărbători cei 33 de ani de independență. Au venit îmbrăcați de sărbătoare și cu sufletul plin de speranțe că Republica Moldova va face față provocărilor în continuare și va deveni un stat prosper. Șirul de evenimente a început cu depuneri de flori la Complexul Memorial Eternitate. Astăzi sărbătorim curajul, determinarea, sacrificiul celor care au făcut ca această țară să fie independentă. Atunci, la începuturi, sarcina noastră este să muncim disciplinat, să construim viitorul ei european și asta înseamnă să construim viață bună, bunăstare, aici la noi, în Republica Moldova. Pentru independență trebuie să lupți. Pentru respect trebuie să lupți. Aceste elemente nu se dau pe gratis. Nu se oferă ca o decorație. Da? Pentru asta trebuie să muncim. Așa cum a anunțat de ieri, șefa statului nu a participat la evenimentele organizate de Ziua Independenței. Maia Sandu se află în izolare după ce a fost diagnosticată cu COVID. După discursurile rostite la Eternitate, conducerea țării a mers să depună flori și la monumentul lui Ștefan cel Mare și Sfânt. Ceremonia a început cu intonarea imnului de stat de către soprana Valentina Naforniță. Pe rând, membrii cabinetului de miniștri actual, deputați, dar și cei din primul parlament urmați de șefii instituțiilor publice, dar și simpli cetățeni, au depus flori la monumentul lui Ștefan cel Mare. Mulți îmbrăcați în straie naționale, cu flori în mână, oamenii au vorbit cu mândrie despre semnificația acestei zile. Până acum era mai trist, dar acum avem o speranță, suntem în suflet mai liniștiți că poate ajungem acolo unde trebuie să fim. Așa că ziua independenței e foarte importantă zi. Fim mândri pentru că am ajuns așa să fim independenți și cu nădejde că vom merge pe viitor în familia europeană. Am nimerit deodată și la război și am făcut tot posibil ca să ajungem până la ziua de astăzi. Cea mai mare sărbătoare care, eu știu, o avem astăzi, pentru că în sfârșit am dovedit și noi că putem fi independenți, putem fi, eu știu, stăpâni pe pământul nostru. Ziua Independenței este sărbătorită astăzi în toate satele și orașele din Moldova, cu depuneri de flori, expoziții, competiții sportive, concerte și acțiuni comemorative dedicate aniversării a 33 de ani de la proclamarea Independenței Republicii Moldova.